očuvanje maternjeg jezika? Gledajte, mi već nekoliko godina nazad organizujemo ovu manifestaciju, odnosno otprilike to se poklapa sa datumom od kada je 31. august i zvanično proglašen za Međunarodni dan rumunskog, odnosno vlaškog jezika. Sam istorijat ovog datuma je vezan za 1989. godinu, kada su na današnji dan vlasti u Republici Moldaviji priznali jezik tamo koje stanovništvo govori za rumunski, zato što je po konceptu Sovjetskog saveza to bila Republika Moldavija i moldavski jezik. Upravo sličnu situaciju imamo ovde u istočnoj Srbiji. Naš jezik, koji mi zovemo limba romanjaska, vorbim romanjašće, češće se u terminologiji srpskoj prevodi sa vlaškim jezikom i to je za širu javnost i znači vlaški jezik koji sada van bilo kog konsultovanja struke u zadnje vreme pokušavaju da standardizuju ljudi totalno nekompetentni, ja ću to reći, to su po struci ginekolog, nastavnik muzičkog, fizike, a od 2009. godine se opstruiše uvođenje rumunskog maternjeg jezika sa elementima nacionalne kulture i istorije. Veliki je problem za ovu zajednicu, što pored toga što deca nemaju jezik kao takav u školi, oni nemaju ni jednostavno saznanje nešto o svom poreklu, o svojoj istoriji i kulturi i jednostavno živimo u takvom dobu da je nemoguće sačuvati materni jezik samo kod kuće, ne znam, na njivi ili kako smo već navikli da vlasi u ovim krajima čuvaju jezik, znači da bi se jezik očuvao, a zadnje krajnje vreme, znači moramo imati sve one institucije i medije i u obrazovanju i u službenoj upotrebi da bi jednostavno jezik koliko toliko bio ravnopravan sa službenim srpskim jezikom i nekim drugim jezicima koji su u upotrebi u Republici Srbije. Kao što su metalurge, ja sam direktorica, Suzana Mnogi od vas znam sa različitih manifestacija, pre svega, s obzirom da sam učestvovala na prvom mestu, kao član i predsednik žirija, pre svega u našoj opštini, ali u nekim drugim opštinama, tako da vidim mnoga poznata lica. Kada mi je gospodin Zariša Žuš rekao za ovo pitanje, ja sam malo bila sumnjičava pre svega prema terminu. Mislila sam da je taj termin, nedelja, predveče, popodne, nekako po svih nas rezervisan za neko za neka porodična dešavanja i događaje i zaista nisam očekivala da će ovaj skup biti u ovolikom broju, da će se okupiti, da će se vas ovoliko okupiti u ovolikom broju. Međutim, s obzirom da je tema ovog skupa, pre svega, da je ovo u stvari dan vlaškog jezika, meni je potpuno jasno. S obzirom da znamo koliko nama svima znači materni jezik, tako da mi je posebno drago što ovde vidim koliko puno mladih ljudi koji brzo rastu, to su sada deca i koje treba da poznaju pre svega svoj materni jezik. Materni jezik mora da se čuva i eto, ljudi u danstva pre svega i biblioteka tako se bavi tim segmentom na prvo mesto, to je primarna delatnost biblioteke. Međutim, s obzirom da mi dugi niz godina sarađujemo sa Ariadne film, da smo eto bili, da smo zajedno publikovali knjigu gospodina Slavoljuba Gacovića, romanizacije romskog stanovništva Timočke zone od 1. do 16. veka, zatim da su neki naši zaposleni učestvovali i u projektu identiteta kulture i zajedničke tradicije u prekograničnom prostoru Rumunije i Srbije. Znači imamo neke konkretne projekte koje stvaraju eto tu kopču između Ariadna film i između muzeja, rudarstva i metalurgije. Da će se ta saradnja produbljivati i da će trajati i normalno drugi niz godina. Ja bih eto želela da vas pozdravim,
Zajedno mi je drago što je tema, što je eto današnji dan, dan rumunskog, odnosno vlaškog jezika, nam se kaže u ovom kraju, što se organizuje baš u našem muzeju i eto, želim vam puno uspeha u vašem skupu. Toate povestele sărbătoare noastre, bine, Gincoloșuge, Dumnezeu, Gincoloșuge, România, de la frații noștri din Chișinău, care, ca și pe noi aici, așa cum ne zic alții, să zic frații sârbi, ori instituțiile din država asta care a făcut, a făcut de mult termenul de vlah, așa în Basarabia, ori în Republica Moldova, ori Moldavia, pe vremea ce Soleski Savez, oamenii de acolo, românii, li s-a zis moldați și limba lor e moldovenească. În 1989 ei a ieșit cu sute de mii pe uliță în Chișinău și a cerut limba lor să fie limba românească, așa cum și pe noi, bătrânii noștri, ne-a învățat că suntem români și vorbim românească. De aia, astăzi, când ziua de astăzi, 31 august, se păstorește peste tot unde trăiesc românii, dacă sunt ei în țara mamă, în România, cum am zis, în Basarabia, ori ca noi care sunt creșteați în Ucraina, în Magyarska, Bulgarska, aici în Serbia, toți suntem români, vorbim o limbă și dacă în alte părți se zice limba moldovenească, limba vlahă, vlașc, jezic, oricum tot, tot e aia, noi ne înțelegem și cam știm ce, ce vrem. Poștani prieteni, eu vă kažem, posebno sam zahvalan onima koji me nisu razumeli na našem maternjem jeziku, pošto je ovo, da kažem, međunarodni dan rumunskog jezika, odnosno zvanično prihvaćen ne samo u Rumuniji, nego i u Republici Moldavije, otud i dolazi je prva ideja, jer je 31. augusta 1989. godine na ulicama glavnog grada Moldavije Kišinjava stotine hiljade ljudi je demonstriralo tražeći da se njihov materni jezik, koji oni nazivaju rumunski, zvanično kao takav proglasi, a ne po konceptu Sovjetskog saveza, da se taj jezik zove moldavski i sami ljudi moldavci. Danas kada se ovaj praznik, ovaj dan obeležava širom sveta, mislim da je posebno ovde bitno da se slavi u istočnoj Srbiji, tamo gde rumunski jezik na neki način prečutno ili ne, nekako se i brani da se zove rumunski. Ja to znam, kad noj ljima nastaje dišem rumenjaške, što bi se čem rumen, tamo gde već duži niz godina, odnosno od 1999. godine, kada je zvanično ministarstvo Republike Srbije kroz dopis ministra Obradovića od 9. marta te godine dozvoljeno, da tako kažem, ili prihvaćeno od strane ministarstva, naša aktivnost za uvođenje rumunskog maternjeg jezika u 23 škola, igrom nekakvih čudnih spleta okolnosti, to se nije desilo do dana današnjeg, umeđu vremenu je započela standardizacija takozvanog vlaškog jezika, koja se u današnje vreme u Srbiji standardizuje od ljudi koji, u našem mišljenju, a svakako i po mišljenju stručne javnosti, ljudi koji nisu imali kompetenti da to rade. Mi ćemo danas imati dva dela ove manifestacije. U prvom delu ćemo pročitati i promovisati jedno pismo upućeno institucijama Republike Srbije gde tražimo konkretne zahteve, čućete o čemu se radi. U drugom delu će biti jedan kulturno-umetnički program da vidite šta smo mi vlasti, odnosno Rumuni, sačuvali od našeg narodnog stvaralaštva. Čućete nekoliko recitacija da vidite šta su naša deca naučila kroz ono malo obrazovanje što su imali kroz pilot projekat prošle godine na rumunskom jeziku i svakako ćete čuti to što je potrebno i molim svakog ko može da pomogne kao pojedinac ili kao institucija
da ovaj jezik, ove zajednice ne zame na ovim prostorima, jer ako umre jezik, umro i narod, kako kaže veliki župan Stefan Nemanja, misleći tada na slovenski govor koji se koristio u delu Raške gde je on živeo, jako je bitno, jer ako umre jezik, ako se izgubi jezik, onda nestaje i kultura, i onda, ako nestaje kultura, mislim da je to gubitak ne samo za vašu zajednicu, to je gubitak za sve ljude koji žive na ovim prostorima, ali i za celu državu, jer mi jesmo jedan ili nekoliko kamička u tom mozaiku prelepe kulture države u kojoj živimo. Još jednom svima zahvaljujem. Htio bih zamolio da nam se u ime ambasade Republike Rumunije obrati gospodin Aleksandru Petruc, atašat kultura ambasade Rumunije, koji će sa par potrebnih reči i koliko sam skratio pismo od ministra spoljnih poslova Republike Rumunije da to da vas mi postavljamo sa njim. Masara, moja jeste Aleksandru Petruc, sam to sekretar Dojši, atašat kultura ambasade Rumunije la Belgrade. Aș vrea să încep prin a mulțumim primul rând organizatorilor. Acest eveniment care devine deja o tradiție, este a doua ediție, cred, a evenimentului, a treia ediție. Și vreau să le mulțumesc pentru această ocazie de a sărbători Ziua Limbii Române în această regiune a Serbiei, Serbia de Răsărit. Aș vrea să vă salut pe acelici părinți, lideri asociațiilor și partidelor românești din această regiune, precum și pe toți cei care în seara asta au putut să fie alături de noi. Aș vrea mai departe să citesc mesajul Ministrului de Externe a României, Titus Corlățean, cu ocazia Zilei Limbii Române. Din păcate, nu pot citi în sârbă, așa că mesajul va fi transmis exclusiv în limba română, dar sunt sigur că dumneavoastră veți înțelege foarte bine acest mesaj. Ziua de 31 august este o zi specială pentru români de pretutindeni, dar și pentru toți cei care cunosc, vorbesc și prețuiesc limba română. Ziua Limbii Române, pe care o celebrăm astăzi, reprezintă o oportunitate de a marca, în țară și în străinătate, un element fundamental al profilului nostru identitar, precum și de a reflecta asupra istoriei și culturii române și asupra contribuției importante a limbii române la patrimoniul cultural european și universal. De asemenea, marcarea Zilei Limbii Române este un bun prilej pentru a sublinia caracterul unitar al limbii române, culturii și civilizației românești, statutul limbii române ca limbă oficială a Uniunii Europene și răspândirea utilizării limbii române în Europa și în întreaga lume, unde trăiesc importante comunități etnice românești sau cetățeni români. Pentru comunitățile românești din străinătate, limba română reprezintă principalul element identitar, un factor esențial de vitalitate culturală și spirituală. Personalitatea acestor comunități de români din toată lumea se configurează în mod natural prin intermediul limbii române, care, vorbit așa cum vorbim acasă, contribuie la legitimarea profilului identitar românesc, original și, în același timp, compatibil cu marile culturi ale lumii. Limba română reprezintă elementul de coeziune al tuturor românilor, indiferent din țara în care trăiesc, care unește pe toți conaționalii noștri, constituind pretutindeni un neam cu care ne umplim și în jurul căruia ne structurăm destinul național. Unitatea limbii române este o mărturie pentru patrimoniul imaterial constituit în descendența răsăritană a latinității și romanității poporului nostru. Nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere faptul că apartenența limbii române la latinitate reprezintă o dovadă că întreaga noastră cultură este partea patrimoniului european și un element al identității noastre europene. Am convingerea că eforturile și demersurile constante ale Ministerului Afacerilor Externe de a încuraja studierea limbii române în comunitățile românești și în mediile academice de peste hotare, precum și derularea unor proiecte educaționale în parteneriat cu unele state, contribuie astăzi la promovarea imaginii României și la creșterea prestigiului nostru la nivel internațional. Cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată la 31 august, vă invit să omagem împreună limba noastră și a română, ca element viu al unității noastre spirituale, culturale și istorice. Îndemn toți românii să-și cunoască și să-și promoveze cu mândrie limba, istoria și tradițiile, care reprezintă expresia solidarității pentru, prin care noi, ca popor, ne afirmăm propria noastră identitate în lume. Deci, vă rece pisma i gospodin Corlețean, isto kao i mi mislimo da
mi možemo da budemo najbolji ambasadori učeći i promovišući rumunski jezik, mene će ga s koleno na koleno, to tako kako smo i nazvali našu manifestaciju Limba Nastor Manjaska, protesta Dunare. Svake godine to kažemo, u ljudskoj civilizaciji sagrađene su u više navrata mostovi preko Dunava, svakako najpoznatije onaj Trajanov most, od tog mosta su ostala dva stupa, jedan sa rumunske, jedan sa naše strane, gde možemo turistički da obiđemo ta dva arheološka lokaliteta. Sagrađeni su kasnije monumentalni mostovi Đerdap 1 i Đerdap 2 hidroelektrane, gde možemo našim prevoznim sredstvima da pređemo kamionima, ne znam koje težine, ali svakako da i taj most ima jedan vek trajanja, najjači za sada i najpouzdaniji most preko Dunava je bio onaj most koji je sagrađen s pomoći rumunskog jezika, na našu žalost. Nismo uspeli do današnjih dana da taj stup, taj oslonac u istočnoj Srbiji bude toliko jak kao što je to u Republici Rumuniji. Nažalost, nije ni toliko jak, ni približno koliko je kod naše braće Banatu da prođe preko Dunava, ali svakako naš stup danas i naša težnja i sve što činimo, mislim da ide u jednom dobrom pravcu i čini mi se da je ovo jedan istorijski moment, zato što posle susreta na Borskom jezeru između dva premijera Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i gospodina Viktora Ponte, premijera Republike Rumunije, kao između dva ministra spoljnih poslova, mislim da je istorijski moment da svi oni naši legalni zahtevi, znači, budu uslišeni od strane organa Republike Srbije i jednostavno da to što ti kasnije videti, da naš materni jezik ne prenesemo kao što to radite sa Brana i Slatine, Borbinu se kuni plaće ljej, meni limba nastra, nego da te devojčice koje gledamo i druga deca koja su ovde prisutna, mogu ko bilo koja druga deca na svetu da uče svoj materni jezik u školi, da na njemu pišu poeziju, da na njemu komponuju muziku. Nije dovoljno, evo gledam u zajednici devojke koje idu u srednju školu. Za njihovu generaciju jednostavno nije dovoljan Branko Olari Staniša Polunović. Za našu generaciju jeste, za generaciju nekih starijih od vas. Ali za mlade naraštaje moramo da imamo ono što imaju njihovi drugovi školskih klupa na srpskom jeziku, na nekim drugim jezicima. Imam zes, nukućem, seko dođe šunom, vijako ti dođe šunom, se pastrem klimba zupa oj, pekim, orašako pačete da brana koji pači li, numa se vorbea se, asta je bun. Deci se poče se pastrem klimba, so reči kem vam mi vome Isus, trebe se objemno škola, trebe se objemno meni, trebe se objemno, jeste to ti malo še alce, da popiješ še generacija, kada je merila ličevo, ну почем се нешептам ке ја осе последната што се тука лима меѓу парчи кума факут ношчу генерација лу љубише джелатанда поле арт од што радиш до штрејте але ако ма бенит на нови капу карон мора се ајбе побиеше ајаше аутоскопи припомен да ја ги дјесно за се знаја ке ја од историја што ја ги дјесно се шча Сенкичева kači kao lud, ove, u nam doj, da kam šeptato su to šapće deđan, u čem sam ja šeptam, me i kita, gdje se s mtenjaska to daja, še ne dorim to, da je me i kita kako piješa, kada je mojna pljaka, Andreja Vila, kada je išta mojna pljaka, prvi raz, da je klasan tri, se pata šakom na vraca sam pjaša, se vam vraca, še je limba nastra. Da ne dužim dalje, ono što smo najavili, veliki je problem oko uvođenja naših maternih jezika u škole. Od 2009. godine postoje konkretni zahtjevi i saglasnost ministarstva oko učenja rumunskog jezika s elementima nacionalne kulture i istorije. Nažalost, do današnjih dana, i vidjet ćete kroz ovo pismo koje danas promovišemo i koje ćemo poslati na više adresa
u institucijama Republike Srbije, ali koje će takođe biti prosleđeno i institucijama Međunarodne zajednice Republike Rumunije, kao i nevladinim organizacijama OEBS-u, Evropskoj komisiji, drugim međunarodnim institucijama koje se bave ljudskim pravima. Dopis organizacije sa vlaškim, odnosno rumunskim predznakom, povodom opstrukcije uvođenja nastave na rumunskom jeziku i politizacije pitanja jezika Vlaha severoistočne Srbije, bit će upućeno predsedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, predsedniku Akademije nauka i umetnosti, doktoru Nikoli Lihajdin, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministru doktoru Srđanu Verbiću, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ministarki doktorki Kori Udovički i Kancelariji za ljudska i manjinska prava, direktorki Suzani Paunović. Pročitat ću vam ovo pismo, reći vam ko sve podržava ovo pismo, koje organizacije, a zatim ću da zovem bilo kog od vas da se uključi u raspravu. Nećemo imati puno vremena, ali svakako imat ćemo dovoljno vremena da čujemo nekoliko konstruktivnih predloga i sva pitanja dobronamerna, odgovorit ćemo na njih. Dakle, poštovani, obraćamo se u ime organizacija koja se već drugi niz godina bavi očuvanjem i unapređenjem etničkog identiteta Vlaha, kako se češće nazivaju pripadnici naše zajednice na srpskom jeziku, odnosno Rumuna, kako sebe na svom maternjem jeziku nazivaju pripadnici naše zajednice. Povodom našeg obraćanja je opstrukcija uvođenja nastave na rumunskom jeziku, kao i grubo kršenje kulturne autonomije kroz politizaciju pitanja jezika Vlaha severoistočne Srbije. Nesporna je činjenica da na prostoru severoistočne Srbije živi brojna populacija govornika banatskog, odnosno okrenskog narječaja rumunskog jezika, za koji se posebno u široj javnosti popularno koristi termin vlaški jezik. Takođe je poznato da rasprostranjenost pomenutih narječaja kod nas u geografskom smislu predstavlja prirodni nastavak narodnih govora sa područja Banata i odrednije u susednoj Rumuniji. Spletom istorijskih okolnosti na koje, nažalost, nismo mogli sami da utičemo, pripadnici naše zajednice su u prošlosti bili lišeni prava na učenje maternjeg jezika u školskom sistemu Republike Srbije, što svrstava u kršenje najelementarnijih prava jednog naroda. Sve do demokratskih promjena u Srbiji našoj zajednici je bio uskraćen status nacionalne manjine, koji se smatra osnovnim preduslovom za očuvanje etničkog identiteta jednog naroda, iako je našoj zajednici u međuvremenu formalno priznat status manjinskog naroda, u praksi se čini sve kako bi se sprečilo korišćenje prava koji iz toga proizilaze. Motiv svih tih zakonskih radnji je čuvanje nacionalnog interesa u ovom delu Srbije, odnosno sprečavanje novog Kosova u Timočkoj krajini. To smo stavili pod navodnicima kada god ne želimo da glasno progovorimo o problemu naše zajednice. Veoma često nam se kaže da mi ovde želimo nekakav separatizam ili nešto loše. Naš prvi pokušaj davanja prilike pripadnicima naše zajednice da u školi makar fakultativno pohađaju časove maternjeg jezika datira još iz septembra 2009. godine, iako smo dobili početnu saglasnost Ministarstva prosvete i tadašnjeg ministra Žarka Obradovića, ovaj pokušaj neslavno završava uz izgovor koji bi mogao da se svrstava u rubriku verovali ili ne. Potpisi zainteresovanih roditelja su se zagubili u ministarstvu. Želim bih kratko da pojasnim. Nekoliko mjeseci je trajala prepiska između nas i Ministarstva obrazovanja u Beogradu. Uveravali su nas da je sve u redu, a onda su nam negde početkom avgusta meseca rekli mi smo zagubili dokumentaciju, ako nije problem da nam to pošaljete ponovo. Nakon toga je usledilo još skandaloznije obrazloženje samog ministra Obradovića da do nastave na rumunskom jeziku u istočnoj Srbiji nije došlo zbog navodne nedovoljne zainteresovanosti učenika i njihovih roditelja. Sličan epilog imali su i svi naredni pokušaji, od kojih je možda najzanimljiviji onaj iz 2013. godine. Naime, u cilju ustanovljavanja stvarnog broja zainteresovanih za učenje rumunskog jezika, Ministarstvo prosvete Republike Srbije pod pritiskom OEBS-a i drugih institucija Evropske unije marta meseca 2013. godine sprovodi anketu na području školske uprave Zaječara. Broj od 1617 zainteresovanih pokazuje da je sve drugo, osim da u ovom delu Srbije ne postoji zainteresovanih,
dovoljan broj zainteresovanih za učenje rumunskog jezika. Međutim, ni broj od 1600 prijavljenih u martu nije sprečio službenike resornog ministarstva u Beogradu da istraju u prikazivanju navodne nedovoljne zainteresovanosti. Septembra iste godine radi se formalno anketa koja iz nama nepoznatih razloga izuzima školsku upravu u Požarevcu i pored gotovne prepolovljenog broja zainteresovanih 843 prijavljenih na području školske uprave Zaječar, nikako se nisu uklapali u šemu o navodnoj slaboj zainteresovanosti. Usleduje nov izum koji po cinizmu nadmašio sve zbog dosadašnje pokušaja prikrivanja činjeničnog stanja. Prilikom ponovno... Ne, više čašu da znam. Izvinite. Prilikom ponovnog popunjavanja anketnog listića, roditelji đaka morali su da biraju između izbornog predmeta od igračke do računara za učenike od 1. do 4. razreda i informatike predmet koji su više razreda, kojima je u višim razredima obavezan i ne može se sastavati u grupu izbornih predmeta. S jedne strane i rumunskog jezika u elementima nacionalne kulture sa druge strane. Svakako da se uveli kompjutera i informatičkog društva, mnogi roditelji davali su prednost predmetu koji bi njihovoj deci pomogao u sticanju predznanja u ovoj važnoj oblasti, a na uštrb učenja maternjeg jezika. Nikad kraja obstrukciji, anketni listići sami po sebi nisu bili merodavni, pokazatelji zainteresovani su, pa su u pojedinim školama za roditelje đaka organizovani roditeljski sastanci na kojima su uz vlastni patriotizam i kafanske demagogije između ostalog posećali na Kosovo i opasnost od njenog ponavljanja u istočnoj Srbiji. Ne čudi naravno što su mnogi roditelji nakon bliživo režiranih sastanaka odustajali od prvobitne namere da decu upišu na dopunsku nastavu učenja maternjeg jezika. One najhrabri koji su se i pored svega odlučili za časove rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture, čekala još jedna prepreka, pomeranje nastave u kasne večernje sate, te upisanje đaka u jednu školu kako bi bukvalno morali da idu sa jednog na drugi kraj grada, dovodilo je čak i one najuporniju dilemu vredili nastaviti dalje. Takođe, daje se još jedno neutemeljeno razloženje o nedostatku kadrova za predavanje izbornog predmeta rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture, što je dovedeno do odsustva nastave u onim mestima gde je zabeležena prilična zainteresovanost. Paralelno sa navedenom obstrukcijom i pokušajem po svaku cenu sprečavanja uvođenja nastave na rumunskom jeziku, radi se na standardizaciji tzv. Vlaškog jezika. Nacionalni savet Vlaške nacionalne manjine, preuzet od strane partije većinskog naroda, mimo konsultovanja stručne javnosti, podržava od svojih partijskih centrala, kreće u tzv. Standardizaciju vlaškog jezika i pisma. Da stvar bude grotesnije, ovaj podluka bez presedana potpisuju ljudi koji su po struci ginekolozi, nastavnici fizike i muzičkog vaspitanja. Sve su zaobilazeći uvažeću proceduru i kriterije. Ministarstvo prosvete Republike Srbije odobrava tzv. Učbenik koji predstavlja svoje vrstno rugo iz kojih između ostalog đaci mogu da uče kako je vlaški jezik samo jedan od slovenskih dijalekata. O kakvi se u drugim zapravo radi, najbolje svjedoči činjenica da je akreditacija budućim predavačima, tzv. Vlaškog govora, izdavala jedna nevladina organizacija i to nakon seminara održanih u jednoj negotinskoj pizzeriji. Valja svakako napomenuti da je jedan od predavača na pomenutim seminaru bio o struci lekar ginekolog. Naravno, sve aktivnosti vezane za navodnu standardizaciju i uvođenje tzv. Vlaškog govora u školski sistem Republike Srbije, bile su adekvatno medijski propraćene u suptilno i otvoreno hrabrenje roditelje da upišu svoju djecu na časove nepostojećeg jezika. Kampanja obstruisanja nastave na rumunskom jeziku u korist uvođenja časova na tzv. Vlaškom aktivno su uključili direktori pojedinih škola u Borskom, Zaječarskom, Pomoravskom i Braničarskom okrugu. Na ovaj način je legitimna težnja jednog naroda da kroz školski sistem Srbije sačuva i unapredi svoj maternji jezik dovedena do apsurda. Mi predstavnici dole potpisanih organizacija od Vlade Republike Srbije tražimo prestanak opstrukcije i uvođenje dopunske nastave na rumunskom jeziku u skladu sa zaključcima navedenim u protokolu međudržavnih komisija Rumunije i Srbije potpisanog u Briselu 1. marta 2012. godine, pokretanje istrage i pozivanje na odgovornost svih onih koji su na bilo koji način bili umešani u opstrukciju i uvođenje nastave na rumunskom jeziku u škole istočne Srbije. Otrite politizaciju i departizaciju pitanja jezika kojim
ръководят власти Североизточна Сърбия, отчетли изучивани неминовно арбитражно стручни явности по питанию езика и етничко идентитета Влаха Североизточна Сърбия. И под пет уводжение учене национална история и култура Влаха в наставни програм за детство, кое покажа наставно на територии на създание на припадниците на наша заедница. Бору на данашния дан, с поштованием, организация, невладени и политички субјекти кои су поддржали овај допис су Аријане Филум, Друсто за културу Влаха, Румуна, Североисточна Србија из Бора, Удружение родителја који жели да им деца уче румунски језик, са седиште у Голубцу, али са чланством и филијалама у више општина Источне Србије, Влашка народна странка, Румунски православни пресвитера Приобалне Дахи из Неготина, Друштво Румуна Влаха Трајан из Кладова, Друштво за очувание језика, култура и религија Румуна Влаха из Комора, де са седиште у Ћупли, Удружение православни жена Свента Максима из Бора и Одбор за људска права из Неготина. Kao što vidite, današnji dan slavimo na pomalo čudan način, ali mislim da 5 godina je i prevelik dug period od kada su naše, kao što rekli smo, legalne težnje da ono što zakoni i ustav ove zemlje nalaže za sve manjine i što veliki deo manjina u Srbiji uživa, mi jednostavno nemamo, ne samo da nemamo materni jezik kao takav u školi, mi nemamo najelementarnije saznanje, naša deca ne znaju ko smo mi, znači neko može da doktorira istoriju u Srbiji, ali on neće imati prilike da nauči dve rečenice o glasima, ko su i šta su glasi. Onda je problem, ako neko dođe od tih ljudi, bili oni naše nacionalnosti ili ne, ako oni dođu na čelu institucija, kao što je ovaj muzej, škole, ili budu predsednici opština, onda se javlja veliki problem, jer dolazi jedna, ne znam, takva organizacija ili crkva i traži elementarna prava koje su im zakonom zagarantovani, a onda taj čovek, jednostavno u nedostatku informacija, uz postojanje višedecenijske, da kažem, asimilacije jedne državne samotkaže prema vlaškoj zajednici, jednostavno dolazimo u takvu jednu situaciju gde mislim da je krajnje vreme da progovorimo, da na ovaj način se obratimo državi. Uvek smo to govorili, mi državu Srbiju volimo na taj način što je nelažno. Niko od ovih potpisnika, ni jedna organizacija nije bila, ne znam, dve godine na jednoj liniji pa na drugoj, tri godine smo vlasi, četiri Rumuni pa smo opet vlasi pa ćemo vidjeti sada šta nam neko kaže iz Rumunije ili Srbije ili iz Evrope. Jednostavno bili smo to što jesmo. Za nas je termin Vlah i Rumun sinonimija. To smo i potpisali 25. maja u Negotinu zajedno sa svim organizacijama i pojedincima koji se, da kažem, detaljno bave ovim pitanjem. Jednostavno, ne možemo dozvoliti da se pitanjem jezika bavi neko ko nema veze sa tim, da se sertifikati nastavnicima daju po pizzerijama i kafanama. Jednostavno, mislimo da država Srbija koja kuca na vrata Evropske unije ne može da se igra sa ovim činjenicama i mislim da jednostavno ne vidim način drugačiji nego da se ne odgovori na onaj način koji mi priželjamo. Da ja ne dužim, ajde, neću ja dati reč, neka se ljudi sami jave koji hoće nešto da kažu ili nešto pitaju ili kritikuju. Izvolite. Gospodin Balašić, izvolite. Mi sara Markata Luna, posmišljep perumunjaš, danas mi si je zelo lingvi rumunješ, kupara se obrbešen od njima srbak, aš brez mamuda, što sam se ljaga, asa še go se spuš raja, kare osvojitela televizijši, kakar je non se ljeg njima rumuna. Jo normalno se primu, kare se obrbešen sara asta,
am așteptat să vorbească și altcineva, dar vreau să vorbesc că vremea ta și Iuda, noi din ce în ce mai puțin vorbim limba noastră și astăzi copiii care sunt aici și aia care sunt la școală, dacă nu o să învață limba română la școală, ei nu o să ne știe limba așa cum a vorbit părinților, bătrânilor și astăzi în epoca asta cu limba engleză, cu computere și cu internetul, limba se face păstra numai la școală și numai așa cum o să învață celălalt următor. Așa că o să încerc acum să spun niște vorbe presbiteaște și Vlașca Democrățcă, Vlașca Narodna Stranka, koja je već 10 godina postoji na ovim prostorima, u samom svog osnivanja, jedan od glavnih ciljeva jeste taj da mi vlasti, odnosno rumuni svojih prostora, osjećamo svoj jezik, kulturu, svoju tradiciju. Očuvanje jezika, to je od ključnog značaja za opstanak jednog naroda. Naš jezik koji se, nažalost, svakog dana gubi na način koji svi mi vidimo, jer mladi danas odlaskom sa sela, od gradove, odlaskom van ove države, ne uči će svoj jezik u školi, oni će sve teže uspjeti da nastave ono što su njihovi stari preci godinama negovali, čuvali, a to je njima nastav, njima rumunjarstvo, onako kako na službenom srpskom jeziku češće koristi termin vlaški jezik. Ja bih samo ukratko htio da kažem zašto Vlaška narodna stranka podržava i ono što radi nevladna organizacija Rijadna Filum, ono što radi druge organizacije u Istočnoj Srbiji, a to je očuvanje našeg jezika i promovisanje našeg jezika i uvođenje našeg jezika u institucije, kao što je škola, kao što su neke druge institucije, a to je mogućnost opstanka i očuvanja svog identiteta. Preshodno, danas jezičko pitanje Vlaška je političko pitanje. I mi želimo i to promovišemo da ono više ne smije biti političko pitanje, to može da bude samo naučno pitanje. Sa te strane mi želimo da damo svoj doprinos i dajemo onoliko koliko možemo da ono izađe iz sfera politike i da ode u onu naučnu sferu, da će tamo ljudi od fera, od nauke dati odgovor na ono pitanje kojim jezikom govore vlasti u Srbiji. Ljudi koji se bave naukom znaju odgovor, oni će dati odgovor na to pitanje, a to je ovo jezik koje imate ovdje na ovom panelu. Međutim, za širu javnost, kako za pripadnike naše zajednice, tako i za pripadnike većinskog naroda, to nije tako dostupno i oni nemaju ta saznanja, zato što jednostavno nisu imali mogućnost u nekom prethodnom periodu, kako po školstvu, tako kroz druge načine učenja, dobiju informaciju u vezi toga. Zato se mi zalažemo i naša politička partija se zalaže upravo zato da naš jezik, znači jezičko pitanje Vlaška, ode sa ove političke sfere, onu naučnu sferu i sa te strane nikako se ne možemo složiti danas da neki drugi koji nisu kompetentni i koji nisu, da kažem, dorasli onome što žele da danas čine i rade, a to je da ovaj naš jezik koje moramo priznati vremenom je dosta devastiran, da ga još više unazade i da ga još više upropaste. To je da ga standardizuju na način koji nije primeren i za koga Hrvati i naši preci se stide. S te strane, znači, mi nikako ne možemo podržati to što radi trenutno Vlaški nacionalni savjet. Ja sam inače i član Vlaškog nacionalnog savjeta koji inače iz duži vremenski period ne učestvuje u radu nacionalnog savjeta, upravo zbog toga to što ruži ovaj naš jezik, ruži našu tradiciju, našu kulturu. I evo mogu vam dati jedan primjer koji je skoro u Burčju 9. augusta bio očigledan kada smo imali jednu tradicionalnu manifestaciju festivala Vlaške izvorne pesme i igre,
kada smo imali predstavnika Vlaškog nacionalnog saveta koji je prvo bio i negodovao zbog toga što je na onom panovu gde je ispisano kako na srpskom i na našem maternjem jeziku bila neka slova koja se gospođi nisu sviđala, pa pitala zašto ovde stoji neka kapica i tako dalje. I kasnije u razgovoru sa tom gospođom koja je inače zadužena za kulturu u Vlaškom nacionalnom savetu, ne poznaje naš maternji jezik. Mnogo objašnje rumunjašće, ali nu i sa skeđitka ko svi ste rumunjašće. I ona promoviše i ona na taj način želi da promoviše standardizaciju tog novog jezika. To je jedan od primjera, imamo i niz drugih primjera u samom tom savetu, ljudi koji zaista niti su govornici našeg kako lokalnog govora, kako našeg maternjeg jezika, niti poznaju znači, nešto šire vezano za istoriju i za našu kulturu, ali s druge strane jesu postavljeni tu od strane određenih političkih partija koje žele na određen način da kontrolišu ono što se dešava u našoj zajednici. Ja zaista danas, večeras, ne bih htjela da dužim i da više pričam o tome, ali samo bih zaista želeo da skrenem pažnju da je zaista krajnje vreme da se prepusti vlasima, vlaškim organizacijama, onim institucijama u našoj zajednici, bez obzira koliko njih ima malo, ali koji su prepoznatljivi u svom, da kažem, prethodnom periodu, kroz svoje aktivnosti, za sve ono što su radili vezano za vlašku zajednicu, da im se da mogućnost da oni mogu i dalje nesmetano da rade u očuvanju svog identiteta. Mislim da je zaista krajnje vreme i ovaj susret na Borskom jezeru između premijera dve države, verovatno jedan početak i jedna nova stranica u našoj istoriji gde ćemo zaista dati mogućnost, kao što sam rekao na početku, da nauka, da odgovor na ova, da kažem, veoma osetljiva i goruća pitanja vezano za našu zajednicu, a prevashodno mislim na jezik, a jezik je ono što je potrebno kako bi jedan narod opstao. I sa te strane mi očekujemo da država Srbija i njene institucije zaista prestanu sa politizacijom vlaškog pitanja. To se verovatno danas u Srbiji dešava samo glasima. Verovatno se to nikome više ne dešava. Niti Mađarima, niti Bugarima, niti Bošnjacima, niti bilo kome. Verovatno za to i vlasti snose deo odgovornosti, zato što nisu na pravi način znali kroz istoriju da se organizuju i da se bore za svoja prava. Ali mislim da danas, posle desetak i više godina nekog rada određenih organizacija je došlo vreme zaista naše pitanje stavimo na pravo mesto i za to pitanje dobijemo pravi odgovor. A pravi odgovor bi bio da država Srbija dopusti nama glasima, bez obzira kako nas zovu na našem službenom jeziku, no i s čim se srećem, da se će Rumi, prvim limbarom Ljaska, da nam daju mogućnost da mi nesmetano, bez ikakvog pitanja, kako već su narodne kruške partija, sačuvamo svoj jezik, svoju kulturu i svoj identitet. Sa te strane, ja se večeras zaista zahvaljujem nevladnoj organizaciji Arijadne film i gospodinu Zavišu Čužu, koji je zaista onako sa puno elana i sa puno, da kažem, bolje radi ovo već drugi niz godina i mislim da za to treba da dobije podršku kako samih kažem, članova naše zajednice, ali i drugih organizacija. Ja mu se još jednom zahvaljujem za to i želim vam da za neku godinu ovde govorimo o lepšim temama, da govorimo o tome kako naša deca uče svoj jezik u školi, kako se stvari menjaju na pozitivno, na bolje. Prema tome, svi mi zajedno moramo učestvovati u ovom procesu, jer je to jedini način kako bismo sačuvali svoj jezik, svoju kulturu, da bi se danas zahvaljali. Zahvaljujem se gospodinu Balaševiću, gospodin Slavoj Gracović, doktor istorije koji je gotovo ceo svoj život poklonio ovoj temi, autor više dela i gotovo svi značajni dela koji govore o našem identitetu, kulturi, pa i jeziku. Znači, gospodine Gacoviću,
Hoće li još neko da se obrati i postavi pitanje? Dobro večer svima. Nisam ništa pogodio, samo sam posvetio dobro deo vremena ovom i jeziku i kulturi, sve svega duhovnoj. Malo sam se bavio posle svega ovoga što je pročitao Žuž, rekao gospodin Balašević, neću ništa novo reći, ali valjda i ponoviti neke stvari nebiskom furije. Ono što nas tišti, što nas ne zadnjih 10 godina, ja verujem, celog našeg života tišti, smara i umeređe, kao ljude, pre svega, jer se uvijek osjećamo kao ljudi drugoga. Ja bih vam samo nešto htio da kažem, da ova priča ne počinje se jezikom od nas, sa vašim jezikom, i to od juče, sa Nacionalnim savjetom vlade koji su preuzele većinski narod. Ova priča počinje još 1763. godine sa Nazitom Rajić, u svojoj knjizi Istorija Bolgara, Sjerbog i drugih najpače južnih naroda. On u toj svojoj knjizi počinje tu priču o Romanoslavenima ili Vlasi. I odatak potiče sva priča i do dana današnjeg skoro 2,5 veka, 4 milenijuma, mi smo Srbi koji smo se povlašili ili ponudili za neko vreme bežeći izbred Turaka ili od nekih drugih nedaća na ovom prostoru, bežeći u današnjem prostoru. Rumunije, da li Albaša, da li Banata, da li Montenije, današnje Rumunije. Vraćamo se na nekog vremena, tamo smo svakako proveli mnogo manje nego što smo se vratili nazad, evo govorimo tu već 250 godina, i nikako da se ti Srbi poduče tog svog maternjeg jezika koji oni sami nazivaju rumunski. Čudno je o tome govoriti da su se Srbi povlašili, komunili itd. Zbog čega? Zato što znamo da su Karašovani sa ovih prostora, i to od strane rumunskih, srpskih naučnika i Hrvata i drugih koji su tim problemom Karašovana se bavili i bavi danas, kažu da su došli sa ovih naših prostora, sa prostora Timo Kosovo Šara, tamo gdje je i romanski element bio uvek jak na ovom prostoru. I da ti, skončeno Timočani, Srbi svakako prešli su negdje krajem 14. veka, početkom 15. veka na te prostore, tamo su sazdali, da kažem, počeli da žive u nekih 40-ak i nešto naselja i žive i danas kao takvi, zovem Karašovan, Karašovin, i pričaju jednim starim štokavskom, staroštokavštinom srpskog jezika. Dakle, kako vidimo, 600 godina ti Srbi se nalaze u rumunskom okruženju, u rumunskom moru, kako ne gledi za sebe, a da su još uvijek ostali, dakle, staroštokavci, govornici srpskog jezika. Pitanje je sada, ne samo upućeno vama i meni, nego inače svima nama, kako su onda neki Srbi sa ovim prostora otišli za Rumuniju, vratili se negdje od 1790. do 1938. na ove prostore ponovno, evo iz 250 godina su ovdje u Srbiji i tamo za neko vreme naučili taj rumunski jezik ili se rumunili, povašli, kako god, vrata se nazad, žive u svojoj matici, u zemlji Srbiji, i za 250 godina ne naučiše ponovo ili ne vratiše se ponovo svom maternjom srpskom jeziku. Tu nešto nešto ima Srba koji žive među Rumunima 600 godina i oni koji žive nekih 150 godina,
I kad se vraćam nazad, oni su Rumuni i do dana današnjeg, evo već 250 godina su ovdje i više Rumuni. Ta priča o rumunizaciji, o vlašenju Srba itd. Kao što sam u početku rekao, živi već nekih 200 godina. E sad je, i uglavnom je to pričana priča od strane srpskih naučnika, srpskih, da kažem, sveštenstva, srpskog sveštenstva, srpske pravoslavne crkve, kada je potvrđena ta teorija od narođavanja Srba i Vlahe, i da to zapravo nisu Rumuni, samim tim, da tu već zec, e sad kad već nisu Rumuni, stigli smo dotle da danas mi sami Vlasi, odnosno Rumuni, dovršimo priču ono koji su počeli 50 godina Srbi. Dakle, toliko smo otišli u svom odnarođavanju i gubljenju svog identiteta koje govorio Balašić, da prihvatamo da smo mi nešto posebno, mi smo ni Srbi, mada ima ti koji kažu pa to je srpski dijalekt, čuli smo iz Ruža, to je sad ne vlaški govor, nego lingua vlaha, to je jezik vlaški i tako dalje. I razume se, taj vlaški nema veze sa rumunskim, jeste blizak, ali to je jezik sebe. Čak je toliko iskvaren, ili zato ga oni koriste na morskoj televiziji, koliko znam, ima takvih emisija, sad je Bože, preće razumati Srbi nego oni vlasi koji ne znaju srpski, a i budu štakvi bašari. Ne znaju srpski. Televizija u Zaječaru takođe, Pira, za Boga da, Pira televizija, ona isto tako koristi neki amalgam, nešto napravljeno, ne znam ja, to je puni Bog s nama, na šta liči. Kažem, ako izbrojite u jednom iskazu jednog čoveka koji drži emisiju na vlaškom jeziku na televiziji Fira, imate nekih u kojoj god, ja sam brojao i računao, ajde da se bavim malom matematikom, neko 60% su zapravo srpske reči, čiste, bez sufiksacije i prefiksacije koju i mi znamo i činimo u dva etata, ali kad se primi jedna tuđa reč, govor svakodnevni, onda se prefiksi i sufiksi, mnogi me razumiju o čemu govorim, tako da ta se srpska reč utopi u naš govor i ne osjećamo je kao stranu, kao tuđu. Ali ovdje se radi o takvim rečima, ovdje se radi o čistim srpskim rečima, to su takozvani neologizmi ili reči koje su novog govora, literalnog srpskog književnog budućeg jezika, koje je teško da prebacite u neke prefikse i sufikse i da prebacite u naš govor. Naši su, kao što je rečeno, naši su se ljudi koji nisu iz struke, ljudi koji su lekari, muzičari, fizičari, kako god, šta god, ali nisu jezikoslovci, nisu lingvisti, nisu ljudi, čak ni oni koji su studirali srpski jezik i književnost, čak ni takvih ima. Da takvih ima, barem bi znali šta da govori o jeziku i na koji način da govori. Ali, biti takvih nema. Nažalost, ta grupa ljudi oko NGO sektora u Boru i tako dalje, ili je vratno na baze i mozak i tako da je obratili su se imali su više vrata u Srpsku akademiju nauka obratili su se pojedini ljudima to su ti ako zvali vaški idiomi vratno svaka baba bi mogla da drže predavanje u svom selu džacima na najbolji način jer te naše babe koje su nisu mrgnuli iz svog sela i ne znaju srpski jezik, recimo, oni bi najbolje mogli da znaju kako se govori u kao za austu decu, a kako se govori u šarbanu za šarbanočku decu, da nismo našli šarbanočku
Znači, ne treba tu onda nikakvih dužnosti davati nikakve certifikate o poznavanju jezika. Prosto rečeno, certifikat diploma jednog profesora nastavnog učitelja se dobija tako što se najpre formiraju osnovne škole u kome će deca učiti taj takozvani naš jezik. Kako? Treba imati profesor. Znači, postojati i fakultet, katedra za vaš jezik. Ta katedra za vaš jezik formira onda nastavno osoblje koje se radi u našim školama i predavati taj vaš. E sad, oni ga zovu jezik, a kažu da imaju dva nareća. Jedan timočko-krajinski, je tako? A jedan se zove, pomoćeni komorsko-braničevski. Ja se pitam, je to jezik dva jezika ili kako? Na koji način će oni sad predavati ovde ovima koji govore taj timočko-krajinski ili ne znam na onom koji će se govoriti u braničku? Odnosno, na način kako govore Ungurjani, takozvani, odnosno banatski govor rumunskog jezika, ja naglašavam, ili pak carani, ili pak oltenski, muntenski govor, jer je rumunski jezik. Rumunci su se žestoko izmešali, mnogi ljudi se na mnogim mestima dobrano trude da i onako pomućene naše svesti znanja ili neznanja u našem jeziku još više pomute. Bojim se da će pokušati sa vlaškim par godina u tim školama, takozvani vlaški jezik, da će nakon toga, da budu videli da nema interesenata, kao što je rečeno ovdje, nema zainteresovanosti, da će se prekinuti sa tim. Za Boga, mi smo Vlasi, rumunski ne možemo raditi u školu. Prema tome, to je politika koja se danas vodi u Srbiji, koja se prepušta previše politizaciji, a premalo ili nikako onim ljudima koji se bave jezikom. A imamo katedre za rumunistiku i romanistiku i u Beogradu, i u Novom Sadu. Ako njima ne verujemo, daleko od toga da verujemo rumunima u Rumuniji, pozovimo Italijane, Francuze, Španjolce, Portugalce, bilo koje druge zemlje koje mogu, koje imaju snage i znanja i ljude da nam kažu kojim to jezikom mi govorimo. Koji je to jezik na prostoru istočne Srbije. Hvala vam, još jednom izvinite ako sam znači. Hvala gospodinu Stanciviću, koliko vidim nema zainteresovanih. Hvala da po prvi put od ovog manifestacija nemamo nijednu kritiku, mada su nas kritikovali i dobronamerno, kritikovali su i oni koji su malo sa nama, malo protiv nas. Želio bih da koristim samo priliku da vas sve pozdravim, odnosno prenesem pozdrave od predstavnika organizacija koje su podržali ovu našu inicijativu, ali danas mi su ovde zato što u velikom gradištu u krajnjoj terorizaciji Istočne Srbije takođe slave ovaj dan. Znači, to je gospođa Jasmina Klišić, predsednik udruženja roditelja koji žele da im deca uče rumunski jezik, Bogoruj, predsednik udruženja za očuvanje kulture, jezika i religije Rumuna Vlaha Pomoravlja iz Ćuprije. Predajem vam pozdrave oca Bojana Aleksandrovića, koji je danas u Cirihu, u Švajcarskoj. Ovih dana je tamo ustanovljena parohija iseljenika naših, pre svega iz Pomoravskog kraja, ali ja sam čuo telefonom s njim, znači na skupu je bilo i ljudi iz Negotinske krajine, iz Kladova, tako da nekako ovaj dan, dan rumunskog, odnosno vlaškog jezika, slavimo, kao što smo
malo čuli, kao što je gospodin Petrut pročitao, i u Rumuniji, i Moldaviji, ali već vidite širom, istočne Srbije i naša braća koja su otišla tamo negde u Evropi, ali takođe da pokušavaju da sačuvaju naš materni jezik. Želeo bih da vam prenesem pozdrave od čoveka koji je dosta pomagao i prijatelje naše zajednice. Radi se o rumunskom parlamentarcu, gospodin Mlađanu Tomaku, koji je potpredsednik Komisije za prekogranične Rumunije, parlamenta Rumunije. On su vaši čest na njim Rumunije, da vam smo će pročitati to što je on rekao. Svakako, ovo je jedan dan, vidimo, da se svečan širom Rumunije. Dragi Rumuni, suntem peste 30 de milioane, cei care avem astăzi bucuria de a adora limba română la București, Chișinău, în Timoc, la Cernăuț sau în New York, suntem aceeași. Limba pe care o vorbim, de viață, unește de tine și aspirații, ne spune cine suntem și de unde venim. Împreștiat prin lume avem obligația, însă să ne uităm. Avem obligația să-i acordăm cel mai înalt respect prin a vorbi corect și a învăța pe copiii noștri să facă la fel. Putem duce cel mai înalt omagiu limbii române în fiecare zi. Am satisfacție deosebită că de anul trecut ziua limbii române este sărbătorită în mod oficial, nu doar în România, nu doar în Republica Moldova, dar și în România, și de o parte și de alta a Bălcului vorbim aceeași limbă română, unde dintre cele 23 de limbi ale Uniunii Europeane. Transmit cu acest prilej toată aprecierea și considerația mea celor care acasă sau departe de ea promovează respectul pentru limba română ca simbol al identității noastre naționale, a culturii, credinței și istoriei neamului nostru. Agentul Mare Deputat. Cum ați văzut, ea se ne trebuie școală. Dar odată domnul Geto Mac nu pe mine a cicit ca un copil în clasa 2 care a învățat, pentru că și eu ca și voi mulți n-am avut limba română, am învățat singur să cicesc așa cu greu și de copiii care îi vedem să nu ajungă la vârsta mea și să cicească așa de rău, ori așa de greu, limba noastră, geaia, noi moară să-i dăm după Sneja, după Una, după Irina, după alt profesor de limba română. Și încă o dată cum am zis, ca și cum fiecare copil, cum aici în Sârbia, așa și în toată pământul, în tot momentul se învață limba noastră la școală. Acum o să trecem la partea a doua, o să-l rog pe părinte Ovidiu Ursu să ne repere câteva vorbe. Și după aia o să legem în ce care am păstrat noi până în zile de astăzi în limba noastră românească. Bună seara, frații mei! Pentru că văd pe așa oameni care încă nu m-au cunoscut sau face că m-au văzut și n-am apucat să vorbesc cu ei, numele meu e Ovidiu Ursu, ce mai de 2 ani în zile al vostru de aici, însurat aici, preot, ori mi-e bine zis, cum spuneți voi, popă al Bisericii Românești de aici, unul din ei 8 care suntem acum popi românești, preoți ai Bisericii Ortodoxe Române din România. Aș vrea întâi să încep să spunem toți împreună o rugăciune în limba noastră și pe urmă să vă spun câteva vorbe legate de ce s-a vorbit până acum și legate de locul limbii noastre, limbii românești, în biserică și mai ales de ce în biserica românească de aici, de pe Valea Timocului, cum spun frații noștri din România, din sud-estul Sârbiei. Vinul are gust, are un gust mult mai bun dacă îi spui vin. Poate el să fie din Franța sau
știm că sărbătorim cu vinul și brânza din Schweizerska. Pentru că tot vorbim acum și frații noștri din Schweizerska. Dar brânza noastră cu chiar parcă tot mai bună. Gisele, pentru că cu aia am crescut, cu aia ne-am făcut, așa și cu limba, fraților. Limba noastră, aia e singurul lucru care noi putem să-l păstrăm. Dacă am pierdut o limbă, dacă am pierdut limba, dacă ne-am odvoit ce limbă, nu ne-am odvoit numai ce limbă, ne-am odvoit ce moșul și ce baba noastră. Ne-am odvoit ce tot. Am ajuns ce? O vinitură. Geana mie se spune că ce cât la oraș, codaș, să fii în oraș și să fii el ce pe urmă, mai bine să fii în satul tău și să fii el ce întâi, să ce poștoaie lumea. Cât și spre vrednostul și valoarea bisericii, limbii române, limbii materne, biserică, nu pot ce cât să vă spun că un mare exemplu este al Sfântului Mitropolit Andrei Șapuna, care, născut fiind în Ungaria, din părinți români, dar care pe vremea aia au fost mânați ca să treacă la catolici, din cauza bolii politici care au fost pe vremea aia, el la 18 ani a trecut la ortodoxie, la pravoslavie, cum spunem noi. Și Otman imediat s-a dus la Vârșeț, la școala ce pot, cum spunem noi, la școala ce preoți, unde 4 ani au studiat și pe urmă încă 4 ani au fost profesor acolo. În Carlovit a fost făcut, Carlovit care era episcopie și mitropolie a Bisericii Ortodoxe Sârbe. A fost făcut ierodiacon, un diacon din mănăstire, un diacon din biserică normă. Și pe urmă a fost făcut preot, pop, ieromonah. Ca mai pe urmă să fie făcut arhimandrit și din arhimandrit să fie pus pistă Sibiu. Pistă fosta mitropolia Sibiului, ce unge el, odmă cu motunat, o spus și tămana așa au fost vorbele, eu nu vreau decât să trezesc pe neamul meu ăsta românesc din somnul care îl doarme. Și după cum poate știți, și ați învățat, la anul 1850, Episcopia Sibiului se rupe de Mitropolia Carlovițului și ajunge Mitropolia Sibiului cu alte două episcopii, Caransebeș și Arad. Episcopie care mai pe urmă, la anul 1900, în jurul anului 1900, poartă politici de unire cu Mitropolia Ungro-Vlahiei. Și mi-a spus odată, Mitropolia Ungro-Vlahiei, din părțile Bucureștiului din astăzi, și împreună nu fac nimic altă decât Rumusca Pravoslavna Țărcă, Biserica Ortodoxă Română. Așa că, fraților, uite cum ce la unii îi spuneau pe vremea aia smincit ce vrea el să facă, s-o ajuns să se ajungă la o biserică atât de mare, o biserică care numără astăzi în jur de 30 milioane de verniși, după biserica rusă, a doua biserică pravoslavnă din lume. Nu-i niciuna alta decât Rumusca Pravoslavna Țărcă. Acum câteva săptămâni am fost într-un sat în Pacea Potorățului și am primit o vorbă de la un om care spunea că românii catolici și eu v-aș mânsânța mereu și nu am avut voie și îmi pare rău că n-am avut voie să stau cu el ce vorbă și am spus da, România sunt mulți catolici, are 84% 84% îs pravoslavți din România. Ce limba română nu mai pot să vă mai spun nimic altă decât că e a 5-a limbă din lume
din svetul ăsta care se vorbește pe locul cel cincilea, care se vorbește în afara granițelor. După limba portugală, spaniolă, franceză și italiană. A cincea limbă care se vorbește în lume este română. Limba noastră românească. Și în Israel avem o 30.000 de oameni și români și neromâni care vorbesc zvanicile și s-au declarat că vorbesc limba română ca o ungheză. Sunt oameni care ori au plecat pe vremea comunismului pentru un trai mai bun, ori au fost și au studiat în România. Mai toți dintre ei buni doctori, inginieri, ori economiști. Așa că, fraților, nu vreau să vă mai țin pe tema asta a limbii noastre românești. Nu știu dacă putem să vorbim, poate că în 1000 de ani care au trecut de când s-a formisit limba asta, poate că spun gesturi. M-aș bucura ca copiii voștri, ori poate că voi să audă vorbele astea, ca voi să le spuneți copiilor voștri vorbele astea, n-au de ce să le fie rușine să vorbească limba noastră. Eu asta o vorbesc, dacă careva crede că nu e așa cum zic eu, că am venit și 2 ani și am învățat limba vlahă, sau cum vocele o spune ei, să vină la mine. Eu sunt un om mult mai deschis decât mă vedeți voi acum. Pot să-i obestesc și cu orice limbă vreau. Și pe sârbește dacă e moară. Și pe mai mulți. N-are ce și să se ceamă. Eu eram în Nemașca și un dugargea meu vine și spune am găsit un car pe la Dortmund, la vreo 800 de kilometri ce unde am fost eu, haide cu mine să-l cumpăr, că nu știu Nemașca. Am ajuns eu cu el acolo, vine un negru, arab, n-am poimă și n-ați fi fost. Și vege oricum, poți să știi 20 de limbi, să vege cu care limbă ce ai făcut și să vege care limbă ai învățat-o pe urmă. Și-au văzut că nu vorbesc nemaci, bași cum trebuie și m-au întrebat, de unde ești? Și-am spus, din România. Și-au început să vorbească cu mine pe română, că după 20 de minute m-am dat seama, vrei, cât de mică lumea asta. El s-a studiat la Temeșvar medicină și era doctor în Nemașca. Cât de mic e pământul ăsta. Așa că, fraților, mă nături că sper că vorbele mele au ajuns acolo unde trebuie și nu vreau decât să vă spun ziua noastră, ziua limbii noastre, decât să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și la cinc, când ne-o vegea iar, să avem niște novosti, niște vești mai plăcuce și mai bune și să trăiți la mulți și fericiți. Așa cum noi când am fost mici, bine povestit povești în limba noastră, pe tătrana și la stație și aici la placina, cu depoace ei, Maria și Natalia. Maria. Bună seara! Să vă spun eu, sunt nevasta lui Cârșoavă, de la Slatina. El așa zice, eu mai întâi am vorbit limba română,
Dar vreau și că noi muriam să-mi fac o slujbă pe niște limbă română. Așa și-a fost, că el așa a zis, dar nu mi-a dat drumul în veste, adică că Sârbii nu mi-a dat drumul, dar a făcut o sat. A vorbit româniașe și cu nepoatele și acum vorbesc, în toată țara că mă culc, ea era mică, mi-a povestit el povestă, acum eu când mă culc, țara mă mână să-i povestesc eu, româniașe. Știe și ea și știu și eu, dar așa ziceam că noi în sate spune, am păstrat limba 500 de ani, fără școală. Am păstrat-o, am mers anotelă la școală, numai tu aici în sat, am venit cu mașina cu ea să-mi viață, m-am știut cât am limba în mână și așa. Dar el așa mi-a spus, zicea, eu n-am să mai fiu pe pământul ăsta, dar școală are să fie pe limba română și televizie. Îl ziceam, bă, tu o să mori, zic, acum așa o să știi și o să fii. Nu o să trăiesc, n-am să fiu pe pământ, dar asta ar să fiu. Iar acum să povestesc, o poveste cum îi povestesc eu la Maria mea sa. A fost doi frați. Și unul a fost atât de lenos, dar avea tot ce-a vrut pe pământ. Dar unul a lucrat săracu și ziua și noaptea, n-a mai avut nici berechet, nici vițe și la urmă n-a avut nici copii. A lucrat și cum e la urmă îi spunea la nevasta lui. Mă, o să mă duc eu până la Dumnezeu, că noi se pucea dușea la Dumnezeu, să-l întreb eu pe el, de ce atâta lucru e de mult, dar n-am odată nimic. O ia iar mereu, viaje, și ajunge la vreo casă, a noptat. Și zice, dar bine, pot eu să nopcez aici la casa asta? Păi zice, da, mă, dar și să nu poți? Azi, tătut ei la masă, așa n-a, dar după ușă a fost doi bătrâni. Baba cu moșul, bătrânii moș, bărbos moșul. Ei a mâncat la masă, adunat scrume, adunat oasă, le-a lăpădat așa, cot. Dar pe masă era plin de mâncare, ei mânca, n-a mai fost să fie. Și zice, dar unde-i plecat tu când ești cășinară, dar nu ce întrebare? Dar am plecat la Dumnezeu să-L întreb, aici de urmă în caz al meu și la meu la casa mea. Ești că, dar și nu vrei să întreb și vă știu. Da, mă, dar de ce să nu vrei? Dar ce să întreb? Deci așa să întreb, de ce atâta fierb căzeanii la noi în casa noastră? Dar noi și că nu mai zicem să tui, mâncăm și nu mai zicem să tui. Da, mă întreb, dar de ce să nu întreb? A plecat. Și merge. Și ajunge la vreo arbă atâta de mare. Și zice, mă, fă-mă un drum să pot să trec să mă duc la Dumnezeu. I-a făcut el drum și a trecut. Dar și că unde ce duci? La Dumnezeu și că să-l întreb de un năcaz al meu. A, Doamne, și că întreabă și de mine, că nu e un suflet în apă asta, nu știi ce poate să fie. Bine, mă întreb. S-a dus el acolo la Dumnezeu. Când a ajuns la ușă, stă vreun om. Zice, unde ai trecat? La Domnul, zice, mă duc până la el. A, zice, 3 zile să nu-l întreb nimic. Numai să asculți, dar 3 zile nimic să nu fie. A adunat el, s-a pus masa, toată de aur, boierească. Masa plină, vasele de aur, mâncare bună. Așinat ei, s-a culcat. Când s-a culcat pe pat, așa el n-a mai văzut în viață. Cum să le fie lor? Doamne, să le fie cu minou, astăzi lor de vag de veșie. S-a făcut ziua, a dormit el până la zi, ascultat, s-a făcut ziua. Când s-a pomenit el să uită, a, nu mai e boierească mâncare, nu mai e de aur, nu mai e... El ia tașă. A venit țara, s-a șădut ei sășine, masă de argint, mai săracă mâncare, a mâncat ei și s-a mâncat el. Când aude noaptea, iar vin 3 urzători, întreabă, mă, domnule, s-a născut atâția și atâția fiace, atâția și atâția copii pe pământ, cum să le fie? Doamne, cum ne nouă astăzi, lor de bag de veșie. A dormit când se scoală, dimineața când se uită, pareță jorz, bace vântul prin ei, unge naroi pe pareață, cum a fost lipit, masa de lemn, pișoarele strâmbe se dăină, toate vasele bliduri, numai din scăvaia apă, nu e sărată, nu e acră. A mâncat el și-a tăcut. Iar noaptea se culcă, iar așa vin ursători, iar întreabă. Dimineața iar ți-a născut atâția și atâția copii, atâția și atâția fiace, cum să le fie?
Cum de nu astăzi lua de bag de veselie? Dimineața el se scoală și Domnul Zău zice către el. Bine mă, tu ai venit, zică, de pe pământ. Dar noi nu știm de ce ai venit tu. Stătuși trei zile, vreau să ne spui și el. E și că sunt ce drept așa. Eu și că sunt atâta om de brianic, atâta lucru, n-am nimic, zice. Nici copii n-am pe mine și mi-e mai drag pe pământ. Dar fratele meu e un nebun. A o țâră trage cu plugul, rogeaște are berechet, are copii, are vice, eu nimic pe pământ. E, vă zice, tu ești născut, da, să-i rog. Dar zice, fratele meu, lenos, lenos, dai mă, atâta de vrianic, și na. E, zice, stai să-ți spun acum, tu ești născut în ziua aia de la urmă, care a fost săracă. Tu să ce omori cât voi de vrei, n-ai să mai ai nimic. Dar fratele tău e născut în ziua din tâi când a fost tot boieresc de aia are. Păi și ce să faci? Să iai faca de la fratele tău, să spun că e tot al ei, că ea e născută în aia zi care ești părinții ei. Bun, mă ieși și da, și că mă ia. Am trecut printr-o apă și apa aia mi-a zis să întreb că n-are niciun suflet în ea. Și poate să fie. Păi și că eu să-ți spun, am atunci că-i spun ei când vai treia și pe șoacă, când vai ajunge sus, că ar să iege să-ți ia sufletul. Spune ei că atât a fost de bună, n-am mai necat pe nimeni, așa n-are, n-are suflet. Bun, și dar și că mă iei? Da. Mă iam și că de neașteptată, priacinei mei, că zanilele fierb între ușa oborului, dar ei sunt tot flămânși, nu mai sunt sătui. Și ce să facă? De ce sunt atâta de flămânși? E așa se le spune. Când va lua pe ei bătrâni, să-i șadă cu ei la masă, să mănânce toți, toți dintr-un părșel de pâine și dintr-un bliduleț de legume au să fie sătui. Bun, și a plecat și merge, a ajuns la. Ce-ai întors? Da, mă, m-am întors. Și că ți-a spus, da, până spui, fă-mi loc să trec, și că când trec eu îți spun. I-a făcut drum, a trecut el, dar îmi spun, da, mă, îți spun. Merge, până a ajuns la Vrășoară. Când a ajuns, dar îmi spun, da. Și că mi-a spus că n-ai niciun suflet, n-ai menecat pe nimeni. Ia după el să lapă, decât să-l prind. A mai el a scăpat. A ajuns la preiacinia lui, întreabă, dai, ai întrebat ce? Da, m-am întrebat. Și ce ți-a spus? Până când v-ați luat pe ei bătrâni să-i spalați, să-i rosteți, să șadă cu voi la masă, dintr-un blid aveți să vă săturați, dintr-un pădru de pâine. Ei fugă, iau pe ei bătrâni, scamă, îi rostesc, îi șed la masă, dacă zahăi, tot așa fel. A pus pe masă, a șezut, a luat cât, a mâncat și a mai rămas în blid. E, zice, bun să știu. S-a dus el acasă și cu frate, a ajuns acasă, îi spune la nevastă și acasă, zice la frate, mă, și că vrei să-mi dai fata asta, și atâta lucru am și că vreau să fie fata mea. Da, mă, zice, vreau. A luat-o. Are el cu fata, pun greu, pun porumb, vice, nu le mai moare nici o vită. El păzește oile, cârdul mare, grasului. Vine vreunul cu veșin și întreabă, dar vine mă, adică cui oile așa, atâta de frumoasă și de multe? Păi și călimiale. Când el zice oaia, cade jos, se zbace, și el, aulă, l-am zuitai și că, ca unde pata mea și oile, oaia se scoală, se scutură. Grâu mare, face vântul, bace. Treia și lumea, Doamne, al pui grâu ăsta atâta de frumos. Păi și că al meu, focul să prinde, să ardă. Au și că mi-am uitat, nu e al meu, al nepoata mea, focul să strige. Și de-aia cât gode să lucrăm noi, ca când suntem născuți în ziua din tâi, o să avem și. Dar dacă de la urmă, ne năcăjăm, dar așa zis, al de sus părinții noastre. E acum și nepoace nimeni să spună și el câte unul. Natalia, spui tu. Hai. El se jura că nu fură, dar prințeni cu rață în gură. Și cu ou de pazanar, a lăsat popular. Dar nepoata mea știe să cânte, că așa cânta dedar ei grai încărșoabă și merge la școală cu la lăută. Să vă cânte o țină și ea. Ești naicuță, fără
unde tu fan, unde ne-am iubit una. Și așa cum la voi în casă, când ar fi în fiecare casă românească... Jumătate ca în casa noastră. Am putea să ne așteptăm regul an cu școala, dar fiindcă nu e în toate casă așa ca la Tatrana, noi nu prea avem vreme, că dacă așteptăm prea mult o să treacă limba și cu limba o să ne pergem și noi. Așa cum am vorbit la început, cu probleme o referă iară, mai mult cu iară, a început și un pilot troică anul trecut de limba română. O să o auzim pe Nicolina Iancovici, niciva recitații, în limba română, fiindcă am mers aici la bord la școală, dar eu cred că de mâine încolo o repoace că de câteva mâini, ori cât să zic, de câteva zeni, când se va mulțe numărul de copii aici la bord, așa că anul viitor de la limba română o să facem un concurs care va veni aici să ascultăm copilul în limba noastră. Vorbe noastră. Să-mi întreb o vorbă, frață mei bun. De ce mă rășeamă că sunt țărmân? Unde să vă duc? Unde s-au duc? Să nu se vorbească vorbe românească. Păcat și rușine, pe loc, pe viață, moșe cu nepotul, să nu se înțeleagă. Cântă-ți când spun la voi de gândire. Mie mă bate tare în pieptul alunic. Acum am văzut pe Sașcă Vagului de la Corneana, care n-a avut noroc să ajungă de la Corneana la Sneja la Crivei la școală, dar oricum de la Sneja am învățat și o poezie despre copilărie. După aia, tânăra noastră Daria, care a scris acum și cuvântul în România, a avut la școala Sfânta Medicinscă în Zișarea așa niște ore de limba română și cu școala asta i-am iubit și poezii noi și niște cântice și niște idei cum am trebuit să păstrăm limba. Așa. Aș vrea să rămân copil pentru toți lumea. Aș vrea să mă joc, să aer discurs, să construiesc castele de nasip și să prind fluturi, să-mi pun cirașă la urechi și să fiu alintată. Dacă ar putea, aș fi ridica rugă lui Dumnezeu să rămână mama, mama, tata, tată, ca eu să fiu copil mereu. Despre Bucovina. Cântă cu C, Vâzăvina, de răsună Bucovina. Cântă cu C, un jău cu răduț, de răsună un Cernăuț. Bucovina, tu ai un flor, unde sunt arhei feciori? Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Înapoi, când o veni, tot pe tine te-o iubi. Munților cu creastă rară, nu lăsați strajă să piară. Dacă piere strajă voastră, aperiți țara noastră. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că la biserică ți-ați popă voiam te abocezat. Și mama Stanca te-a ținut un an la sân. Nu uita că ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta, te-au învățat întotdeauna să fii bun. Nu uita că ești român, că tatăl tău a fost cioban, bunicul tău a fost traian și în țara asta te-ai făcut. Nu uita că ești român, că rădăcina ta de viecuri sunt fixe în favor. Și nu e pute smulge un vis cu trecător. Nu uita că ești român. Am mai trecut o iarnă grea, nu e nimic, vom aștepta că vine vara după ea.
bine vara de toți noi, așa cum se zice că la țiganii atunci se bucură când e greu, când e plin, că o să vină vara după zilele de iarnă, de fric, așa și noi, după zilele așa cu probleme, cu limba înghețată, trebuie că o să fie mai bun. Prima poezie a fost alutarea despre Bucovina, despre pacea Ucrainei de Sud, Iurna Ucraina, acolo unde trăiesc 500 de mii de români, care din păcate acum au niște probleme și că să arătăm că suntem cu ei și cu gândul și cu sufletul, având un plicic din Bucovina. Am încheiat seara asta pe Taiela Marianovici, care o să arate că prin muzică aia și mult, mai mult a păstrat limba noastră și pe aia pe ce sunt cel mai cunoscuți. Și cântecul care a făcut mai puternic pod peste Dunăre, cântecul care s-a împrumutat dintr-o pace în alta, am promutat-o mai multă noștri, că e țara mare, unde mult acolo a luat și la ei de la noi, cum a spus și doamna Angelica Stoican, și doamna Maria Ciuban, cunoscut și cântăreață de muzică românească, dincolo de Dunăre, a spus că într-o vale cimocul așa de mică a aflat multe cântice și multe viață și interesante, așa cum Branco Lar, dacă vă uitați, 100 și ceva de cântice. Să zicem că i-a fost mult greu. Dacă a avut o tradiție bogată, așa și frumoasă, în partea noastră, și dacă a avut stâlpul culturii a noastră românești în țara mamă, iar așa de țapă și de mare, i-a fost mult ușor să se joace cu vorbile și să le trească în cântic. Cred că cam așa a făcut fiecare din oameni care a cântat cântice românești, și eu, cât am înțeles, așa a făcut și Taiela Marianovici. Eu o să vă cânt două cântece de aici, de la noi, și două cântece românești, de la România. Din ele o să vedeți că toate vorbele le înțelegem. Într-un cântec, toate sunt ca la noi, niciuna nu a fost în o țară. Nu, dar într-alaltă vreo 4-5 vorbe care nu le-am cunoscut deloc. Și bardea aia eu gândesc că limba noastră e limba românească. Nu numai de aia, numai de când m-am făcut, de mama mea bătrână, de mama mea de pe urmă, am auzit că vorbim românească și suntem români. Deci, ele nu am învățat la școală. La școală se învață din istorie, din limba maternă, se învață cum gândesc aia care fac politică. Dar aia și aia care nu merg la școală, ei n-au politică în vorba lor și zice aia mă-i cistit. Și eu de aia am prins că sunt română și vorbesc românească și trebuie să păstrăm limba noastră. Nu e politica aia și ce m-am învățat ei. N-am niciun interes, nici mine, nici copiii mei să zic în alt fel. Dacă are cont, poate și ea că ceva altă și asta, aia nu ne gândesc bine. Reglăsăm, dar și pe latinve vlaște pesme, și pe rumunske. U tim rumunskim, u jednoj nemanijene reči koja se ne razume, na vlaškom, znači koje mi vlasti ne razumemo, a u drugoj 5-6 reči sam ja našla koje pre mi nisu bile bliske. I to je jedan od razloga što ja smatram da je naš jezik rumunski, potiče od rumunskog, dakle tu su nam koreni. Još jači razlog je taj što sam ja od svoje babke, prababke koje nisu išle u školu, i od njih sam samo to slušala. Mi smo Rumuni i govorimo rumunski. Oni nisu znali za reč vlaški. Mada ja ne zameram ni to što se pominje reč vlaški, jer znamo da u Rumuniji postoji vlaška misija i postoji
cela naša kneževina, pa nije isključeno da smo od tuda došli, znači naši preci, i da su sa sobom možda poneli taj termin, znači nije, smatram, pogrešno ni to. Ali u svakom slučaju, to mi je najjači motiv da verujem da sam rumunskog porekla. Yeah.
trebuie ce creiala de creiala. Două sânge aici, două sânge în România. Pacienta de zărăm tot. Și el zice că se întoarce a noastră și chiar că se întoarce de aici. Îmi place vorbi la suflet, vorbesc despre sat, despre limbă, despre casă. Sunt ce la sfârșitul programului. Vreau să mulțumesc la toți care mi-a ajutat și care a ajutat la asta manifestație, să dăm pe ceozahă, să fie ceozim cu mădănoare. La început, teta Brana Dimitrievici și nepoacele ei, Maria și Natalia. Ce-am făcut în sala asta, spunem că am făcut un corp de sedună. Vă mulțumesc!